Huawei Watch GT 3 Pro Titanium este succesorul lui Watch GT 2 Pro, iar asemănările pot fi observate relativ repede, însă în ciuda designului oarecum comun, există o mulțime de upgrade-uri la noul model. Există de asemenea o versiune mai mică de 43 de mm în diametru față de cei 46 de mm ai modelului de astăzi. Versiunea de 43 de mm folosește în principal ceramică albă ca material de construcție și este destul de atrăgătoare, să zicem așa, pentru cei ce preferă acel tip de estetică. Huawei Watch GT 3 Pro este în esență Huawei Watch GT 3 cu un aspect mai luxos. Producătorul aduce titanul și ceramica în imagine, dar adoptă în mare parte același software și caracteristici pentru sistemul de operare Harmony OS. Există câteva funcții suplimentare față de GT3-ul normal aici, în special în ceea ce privește sporturile și urmărirea sănătății, dar în esență materialele mai luxoase sunt cu adevărat cele importante în comparație cu GT3-ul normal. Un prim exemplu ar fi, să zicem, sticla care acoperă ecranul AMOLED de 1,43 inch, care este acum în cazul lui GT 3 Pro Titanium realizată din safir, un upgrade esențial pentru durabilitate care îl face aproape de nezgâriat, cu excepția cazului în care aveți la îndemână un diamant. În locul celor două butoane destul de complicat de folosit pe care unii dintre noi le cunoaștem de la modelul anterior, de această dată Huawei a optat pentru o coroană rotativă ce se poate și apăsa, realizată tot din titan. Al doilea buton este acum unul alungit în formă de pastilie, iar spatele ceasului este realizat din ceramic. Ecranul Watch GT 3 Pro Titanium a crescut în dimensiune și rezoluție față de generația anterioare, afișând un display de 1,43 inch AMOLED cu rezoluția de 466x466 de pixel. Poate părea puțin, însă pentru un dispozitiv de aceste dimensiuni este mai mult decât suficient, iar ecranul poate deveni suficient de luminos sub lumina directă a soarelui, astfel încât să poată fi citit rapid cu o singură privire. Watch GT 3 Pro rulează Harmony OS 2.0 ca majoritatea dispozitivelor portabile ale companiei din prezent. Sistemul de operare a fost adaptat în cazul lui Watch GT 3 Pro pentru a accepta mai multe funcții, pentru că, cel puțin pentru moment, acesta este modelul de top. Cel mai important pentru mine, și o să vedeți de ce zic asta, ceasul vine cu un senzor ECG, adică electrocardiogramă, care măsoară ritmul inimii, dar și alte măsurători conexe. Acestea analizează în timp real afișarea ritmului sinusal, saturația oxigenului în sânge, dar și altele ce servesc pentru a vă ajuta, în esență, să vă mențineți la curent cu orice riscuri legate de sănătatea inimii, factori esențiali ce vă pot preveni despre anumite probleme ce pot apărea. Eu sunt unul dintre cei căreia Huawei Watch GT 3 Pro i-a fost de un real folos și pot spune că mi-a salvat într-un fel modul de viață, permițându-mi să măsor pulsul suficient de precis și de des încât să pot face un grafic în aplicație și să-mi dau seama că am o problemă reală. Până la urmă, s-a dovedit a fi, după o serie de analize, o lipsă destul de mare de magneziu, mineral de altfel esențial în buna funcționare a aparatului circulator. Aveam deja o idee aproximativă despre ritmul normal al inimii mele de la alte modele de smartwatch-uri pe care le-am purtat în trecut, însă cu ajutorul senzorului mult mai precis din acest smartwatch am realizat că numărul mediu de bătăi pe minut este cu mult mai mare decât cel normal pentru mine. Asta a dus la confirmarea temerilor pe care le aveam deja, ceea ce m-a împins să-mi fac o serie de analize și să-mi suplimentez ca rezultat dieta cu magneziu. Poate că nu se vede în aceste clipuri, însă sunt destul de activ, vizitez cu plăcere de vreo 25 de ani, măcar câteva luni pe an, sălile de fitness, iar lipsa de magneziu pe care am detectat-o într-un fel și cu ajutorul acestui smartwatch a fost, a zice, rapid remediată. Din punct de vedere al antrenamentelor, detectarea automată a tipului de exercițiu funcționează foarte bine. Există, de exemplu, mai multe planuri de alergare disponibile, semi-maraton, maraton complet și alte opțiuni pentru alergători începători, ciclism, înot și multe, multe altele. Eu nu prea am utilizat aceste funcții pentru că nu există încă niciun plan pentru bodybuilding, însă mi-a fost de mare folos urmărirea pulsului, a nivelului de stres, a timpului petrecut în antrenamente, precum și urmărirea saturației de oxigen din sânge, un alt parametru foarte important. După antrenament, unele rezultate sunt disponibile pe ceas, dar pentru o defalcare și analiză completă, trebuie să deschideți aplicația Huawei Health de pe telefon, ce poate fi instalată aproape pe orice telefon, indiferent de producător. Toți senzorii ceasului colectează date, iar rezultatul final arată grafice ale cadenței, ritmului cardiac, caloriilor, stresului și multe altele. Capacitatea de afișare a statisticilor este bună pe ceas în sine, dar și mai bună în aplicația dedicată.
Un alt lucru demn de menționat și util pentru aproape oricine, localizarea cu ajutorul GPS-ului este rapidă și precisă. În timpul testelor mele, în mod constant, localizarea s-a făcut în aproximativ 20-25 de secunde de la pornirea funcției, iar ceasul a rămas foarte precis în timpul diferitelor drumuri pe care le-am avut de făcut, inclusiv o plimbare de vreo 12 km prin oraș. O caracteristică care mi s-a părut foarte tare, ca să zic așa, pe care o poți folosi în timp ce desfășori orice tip de activitate urmărită prin GPS, se numește Route Back. Ceasul vă urmărește mișcarea și în orice moment puteți tot cu ajutorul său să vă întoarceți înapoi la poziția inițială. Funcția este foarte folositoare într-un oraș nou, într-o țară străină, în timpul unei drumeții montane sau unei plimbări prin pădure, atât timp cât aveți semnal GPS sau dacă vrei să te întorci la mașină într-un cartier necunoscut. Huawei a echipat versiunea de 46 mm a GT3 Pro cu o baterie de 530 mAh, ce are în experiența mea de peste o lună de utilizare constantă, o autonomie de aproximativ 12 zile cu măsurarea constantă a frecvenței cardiace și urmărirea somnului activate. Activarea suplimentară a funcțiilor SPO2, precum și a testului de stres, scade durata de viață a bateriei cu aproximativ 2 zile, ceea ce înseamnă că va trebui să reîncărcați în acest caz o dată la 10 zile. Mai mult decât atât, dacă decideți să vă achiziționați GT3 Pro în varianta de 46 mm pentru alergări, drumeții sau să efectuați câteva ore de activități urmărite prin GPS pe săptămână, durata de viață a bateriei este redusă la 7-8 zile. Toate aceste cifre au fost obținute cu afișajul Always On dezactivat. Gestul de a înclina și a aduce la nivelul ochilor încheietura pentru activarea ecranului funcționează fără probleme de fiecare dată, așa că în interesul păstrării unei autonomii ridicate, vă recomand să-l păstrați așa. Indiferent de modul în care este utilizat, Huawei Watch GT 3 Pro se încarcă rapid în maxim 2 ore de la aproape 0% la 100%, utilizând soluția de încărcare din pachet și mai mult decât atât, suportă orice soluție de încărcare Qi, așa că încărcarea peste noapte, odată la 8, 10, 12 zile în funcție de utilizare, nu ar trebui să pună niciun fel de problemă. Huawei Watch GT 3 Pro oferă un set foarte convingător de funcții utile pentru persoanele active, iar durata de viață a bateriei și designul este ceea ce îl evidențiază cu adevărat față de multe alte oferte de pe piață. Ceasul arată foarte bine, deși înaintea lui nu eram un fan al ceasurilor cu brățară metalică, are o calitate excelentă a construcției și se simte cu adevărat confortabil la purtarea zilnică. Când vă gândiți la tipul de materiale pe care le obțineți și mai presus de toate, ecranul din sticlă de safir foarte rezistentă, ce nu are nici cea mai mică zgârietură chiar și după peste o lună de utilizare, prețul său pare a fi, aș zice, rezonabil chiar și pentru noi români. Nu prea există alte modele de ceasuri clasice cu sticlă safir și cu rea metalică din titan care să coste la fel de mult și, practic, din câte știu eu, niciunul dintre celelalte smartwatch-uri de pe piață. Dacă însă prețul unei astfel de ceas deștept vi se pare totuși prea mare, este bine să țineți minte că GT 3 Pro nu este singura platformă ce oferă funcțiile despre care vă povesteam. Și GT3-ul normal sau modelele din gama sau celelalte modele din gama Huawei au multe dintre funcțiile GT3-ului Pro și poate merită să le luați în considerare dacă sunteți în căutarea unui astfel de dispozitiv. Eu unul aș recomanda GT3-ul Pro Titanium prezentat în clipul de astăzi pentru durabilitatea sa extraordinară, pentru faptul că oferă cea mai bună autonomie, ecran și materiale din gama Huawei și se poate compara fără niciun fel de problemă cu orice smartwatch de top, oferind în multe cazuri specificații sau materiale mai bune decât multe alte oferte. Ar mai fi de menționat și faptul că Huawei își vinde de multe ori dispozitivele pe site-ul propriu, prezent chiar și în România, cu o serie de accesorii gratuite sau reduse la pachet, așa cum am văzut și în cazul laptopului D16, dar și la alte dispozitive Huawei. La data publicării acestui material puteți obține gratuit la achiziția directă de pe site a modelului GT3 Pro Titanium o curea din silicon utilă dacă vreți să obțineți un aspect mai sportiv. Toate acestea fiind spuse, pot recomanda fără probleme Huawei Watch GT3 Pro oricui îi place estetica și funcțiile incluse. Nu este cel mai ieftin smartwatch de pe piață, dar aspectul, durata de viață a bateriei combinate cu livrarea fiabilă a notificărilor, funcțiile de tracking al somnului, măsurarea pulsului îl fac cu adevărat una dintre cele mai bune oferte ale brandului pentru un grup destul de mare de consumatori.
Datorită materialelor sale premium, îl pot recomanda și ca investiție pe termen lung, pentru că safirul și titanul acestei versiuni îl vor obliga să-și păstreze aspectul pentru o foarte lungă perioadă de timp. Pentru raportul bun între preț, materiale și performanțe, dar și datorită faptului că a fost factorul decisiv în luarea unei decizii ce mi-a îmbunătățit mult calitatea vieții, capacitatea de rezistență la efort și performanțele sportive, în general, nu pot decât să îi ofer obiectiv sau nu, las la aprecierea voastră, premiul Platinum Altevio.ro și recomandarea editorului. Merită să luați în considerare ca și posibilitate alături de celelalte modele ale Huawei în funcție de buget și cerințe. Asta a fost tot pentru astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul TechView TV pentru a sta la curent cu ultimele materiale, iar eu vă spun până data viitoare toate cele bune!